tale să îți mulțumim, Doamne. Că îți mulțumim din toată inima pentru seara aceasta binecuvântată, când, Doamne, ne-ai dat harul să fim din nou în casa Ta. Doamne, este locul prezenței slavei Tale și dorim din toată inima ca slava Ta să coboare și să rămână peste noi, în locul acesta. Doamne, îți mulțumim că ne-ai primit înaintea Ta, ne apropiem cu teamă de altarul Tău, Doamne, cu jertfa noastră de seară și te rog, acoperă-ne cu bunăvoința Ta. Primește-ne, Doamne, în îndurarea Ta și lasă harul Tău peste noi, Doamne. Binecuvintează strângerea la oaltă a poporului care stă înaintea Ta. Venim, Doamne, să-ți aducem mulțumiri, să-ți aducem laude. Poporul, Doamne, va înălța rugăciuni spre Tine, Doamne, și fiecare dorința lui, Doamne. De aceea te rog, ai în vedere pe fiecare suflet intrat în locul acesta și fiecare să simtă atingerea, binecuvântarea, cercetarea Ta, Doamne, revărsarea Harului Divin, Doamne, cel împovărat să simtă ușurare, cel, o, Doamne, Dumnezeule, care a fost poate stăpânit de o stare sau alta, te rog să le libereze în numele Domnului Iisus, Doamne, să poruncești cu putere duhurilor necurate, Doamne, celor bolnavi te rog să le dai vindecare, Doamne, și celor care, Doamne, au venit să laude numele Tău, dă-le o inimă după voia Ta, Doamne, și întreagă închinarea, slujirea să Te onoreze pe Tine, Dumnezeul nostru. Binecuvintează slujba aceasta, Doamne, cu har. Și, Doamne, binecuvintează slujbașii care stau înaintea Ta. Le varsă un lemn proaspăt peste ei și ungere proaspătă. Ca lucrare, Doamne, Dumnezeule, să fie o laudă pentru numele Tău. Și, Doamne, o binecuvântare pentru poporul care stă înaintea Ta, Doamne. Doamne, te rog, cercetează-ne Tu și fii alături de noi. Dăruiește-ne, Doamne, bucurii sfinte și unde lemnul sfânt al părtășiei să curgă peste ființele noastre. Îți mulțumim pentru toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Deschidem timpul de închinare din după masa aceasta prin câteva versete din Sfânta Scriptură pe care le voi citi în auzul dumneavoastră. Versetele 1 și 2 din Psalmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog. Amin. Amin. Dragii mei, aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți ocazia să vă înălțați ruga către Domnul. Acolo unde sunteți, împreună, să ne rugăm și fiecare să veniți cu dorințele personale, cu mulțumirile dumneavoastră, să veniți înaintea Domnului cel îndiertare, cu smerenie, aducând problemele personale, cauzele personale și Domnul să ia aminte la ruga dumneavoastră. Și doresc ca rugăciunea noastră să fie înălțată din inimă, cu smerenie, și Domnul să ne asculte, pentru că El este bun și în viață ține îndurarea Lui. Să ne rugăm cu toată adunarea.
din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Să spunem cu toții din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul e aici, căci am simțit fiorul, slăvit să fie El. Ar dori să salutăm în mijlocul nostru pe frații noștri care au venit pentru lucrarea de slujire. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Alături de mine, în amvonul bisericii, este fratele păstor Cornel Stanciu. Să-i spunem cu toții împreună, bine ați venit, frate Cornel. Amin. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele a venit împreună cu soția. Bine ați venit din nou la Ebenezer. Este un timp de când nu ne-am bucurat împreună, Dumnezeu a pregătit seara aceasta, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Apoi aș dori să salutăm din nou în mijlocul nostru acești frați minunați care cântă spre slava lui Dumnezeu, grupul Sirion. Domnul să vă binecuvinteze. Frații vin de la Lugoș, vin dintr-o slujire intensă, pentru că este perioada evangelizărilor. Domnul să vă stropească cu unele proaspăt, să vă dea putere, să stați la dispoziția Domnului. Vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului, vă spunem tuturor, bine ați venit în casa Domnului și împreună să ne unim inimile în cântare, în închinare și să-L glorificăm pe Dumnezeu și apoi să ne deschidem inimile, să avem și loc pentru mesajul Evangheliei. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Aș dori ca, pentru început, grupul din loc să laude pe Domnul cu o cântare. Apoi, frații de la Lugoș, veți cânta un grupaj de cântări, așa cum ați hotărât, și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
slăvit să fie Domnul. Îi mulțumim Domnului că suntem în casa Lui. Ne bucurăm și de invitația fraților. De fiecare dată vin cu bucurie la dumneavoastră. A fost tot despre că în ultima vreme. Dar dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze prezența noastră aici. Prima cântare, o cântare cunoscută. Am vrea să cântăm împreună. Ne-ai fost Doamne ajutor. Tu întotdeauna ne-ai fost sprijin tuturor când bătea furtuna. Cred că Dumnezeu a fost ajutor la fiecare. De aceea merită să rădăm, să vii să fie Domnul. Amin. Și oricine ai
Iisuse,
către cer. Mai pune-ți pasamul, mai vine grana, căci doar lângă tine durerile pierd. O vino, Iisuse, la cei ce ne cheamă, privind către cer. Mai pune-ți pascalul, mai vine cărana, că-și doar lângă tine durerile pierd. Amin. Thank you.
Importanța rugăciunii. De asemenea, am experimentat puterea rugăciunii și minunile lui Dumnezeu. Împreună cu prietenii noștri, să ne înălțăm glasul către Domnul și să aducem o rugăciune, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să strigăm către Domnul pentru cei nemântuiți din jurul nostru. Dumnezeu să le cerceteze inima, Dumnezeu să le deschidă ochii. Dumnezeu să li se descoperă prin Duhul Sfânt fiecăruia și Dumnezeu să îi strângă la oaltă în jurul Evangheliei. Noi nu putem, dar poate El, slăvit să fie Domnul. Și Domnul să cerceteze pe cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care nu mai au pace. Sunt mulți oameni care nu mai au putere, nu mai au liniște. Sunt mulți oameni descurajați. Și sunt foarte mulți oameni bolnavi în vremea aceasta, care nu au niciun ajutor. Dumnezeu să le cerceteze inimile și Dumnezeu să îi adune în jurul Cuvântului Sfânt, să-i aducă Domnul în casa aceasta. Dumnezeu să cerceteze orașul cu mântuire. Și Dumnezeu să binecuvinteze autoritățile care conduc orașul, să le dea Domnului Sfântă pentru lucrarea care o fac, pentru binele orașului, să ne rugăm pentru țară, Domnul să lase pace peste țară. În apropiata noastră vecinătate este război, este teroare, sunt lacrimi, durere și oameni care nu mai au niciun adăpost. Aș dori ca Dumnezeu să lase pacea în țară, să întărească hotarele țării, să binecuvinteze Domnul conducerea țării și Dumnezeu să le dea înțelepciune. Nu în ultimul rând aș dori să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din România. Domnul să binecuvinteze creștinătatea din România. Să ne ajute Dumnezeu ca în unitate să luptăm pentru valorile sfinte pe care Dumnezeu le-a lăsat prin cuvântul Său. Valorile sfinte în care a crezut neamul nostru, poporul nostru și pentru care au luptat. Să luptăm împreună și să ne rugăm, Doamne, oprește orice nelegiuire, orice încercare a celui rău de a răsturna aceste valori și Dumnezeu să dea biruință. Domnul să binecuvinteze legiuitorii țării, să fie vigilenți, să fie înțelepți, să fie cercetați de Domnul. Sunt și frații noștri acolo, dar marea majoritate sunt dintre frații ortodoși. Dumnezeu să le dea frică de Domnul la toți și împreună să pună umărul la lucrarea aceasta. Avem de toate când Domnul este de partea noastră. Țara noastră nu va duce lipsă de niciun bine dacă Domnul este de partea noastră. Nu avem nevoie de resursele nimănui. Avem nevoie de pocăință și poporul român să caute fața Domnului și Domnul să cerceteze România. Domnul să înflăcăreze în aceste clipe nădejdea poporului și împreună să căutăm să-L slujim pe Domnul și să-L iubim din toată ființa noastră. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare să ne înălțăm ruga, pentru că Dumnezeu va lucra spre binele nostru, spre binele copiilor noștri, spre binele nepoților noștri, a tuturor celor dragi. Dumnezeu să lucreze și să binecuvinteze poporul român cu mântuire și harul lui Dumnezeu să fie peste toți stâlpii bisericii, fruntașii bisericii care sunt chemați să ducă standardul mântuirii, să îi țină Dumnezeu puternici în credință, în nădejde și să le dea har. Amin. Să ne rugăm.
Amin. Vă rog să vă reașezați. Aș dori ca frații de la Lucoș, grupul Sirion, să mai cânte mai multe cântare. Domnul să-i binecuvinteze în grupaj de cântare, pentru ca mai apoi să putem să ne pregătim și pentru mesajul Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Viața trece ca și fum.
la tu. Dacă în orice dimineață nu te înalți în rugăciuni, dacă te întrezi în Domnul, vei păși stățări cu avânt și nu te va prinde somnul auzind altui cuvânt. Viața rece ca și fumul, ca un abu, ca un gând. Nu-i dau cu ți-e drumul, Domnul vine în curând. Viața rece ca și fumul, ca un abu, ca un gând. Nu-i dau cu secat și nu s-a închis, și te-ntoarce ca tâlharul ce-a ajuns în paradis. Ce-ai să faci în ziua mare tu cu necredința ta, când Iisus cu strai de soare lumea o va judeca. Viața trece ca și fumul, ca un abu, ca un gând. Nu-i dau cu ți-e drumul, Domnul vine în curând. Viața trece ca și fumul, ca un abu, ca un gând. Nu-i dau cu ți-e drumul, Domnul vine în curând. Și ne ură adun și mersul tău tu nu mai vezi să taci pe vieții drum. Să aștepți atunci în cer sănit soare strălucitor și chiar de nori iar apar să știi că trecu-n vii. Și dacă crezi că cel ce-i sfânt întinde mâna sa și noi trec ca și un gând, tu cum te vei purta? Să-i mulțumești să cazi în fața sa și să-i spui atunci plângând, tu ești iubirea mea. Atunci înalță ruga ta spre cer și viața ta, cu mâna sa te-a ajutat. Ce minunat! Vei ști atunci să mulțumești cu toată viața ta.
Este vorba despre muntele cel mai frumos din Palestina și cel mai important, muntele Hermon, pe care îl numeau în antichitate înainte de Avram Sirion. Și încă dinainte de Avram, oamenii căutau spre muntele acesta pentru un loc de închinare. În felul lor, indiferent cum doreau să se închine. Însă, Biblia face referință la muntele acesta în câteva locuri și laudă, în primul rând, roa Hermonului, Psalmul 133 cu versetul 3. Roa Hermonului cade pe muntele acesta, pe panta muntelui, pentru că muntele, aproape tot timpul anului, este acoperit cu zăpadă. Cel mai înalt dintre cele trei vârfuri are 2770 de metri. Și fiind acoperit tot timpul anului cu zăpadă, face să curgă pe el în jos roa cu boabe mari de mărgăritar, care în zorii dimineții sunt o splendoare și care oferă spre poalele muntelui o frumusețe faunei de acolo și apoi terenurilor de la poalele muntelui rodire și binecuvântare. Și este o splendoare. Apoi, găsim scris în Cântarea Cântărilor 4:8 despre fauna acestui munte, leii, pardoșii care își găseau adăposturile acolo, care se simțeau așa de bine în habitatul acesta binecuvântat. Apoi în Ezechiel 27:5 este vorba despre fauna acestui munte, chiparoșii de acolo și tot ceea ce însemna fauna de pe muntele acesta. Era o reală binecuvântare și este o reală binecuvântare pentru toți cei care locuiesc acolo și care merg acolo. În seara aceasta aș vrea să vă spun că și acest grup este o reală binecuvântare pentru bisericile Domnului. Domnul să-i binecuvinteze. Ei au venit să ne transmită câte ceva din frumusețea Hermonului, a Sirionului. Au venit să ne aducă prospețimea aceea care o aduce roa. Au venit să ne aducă frumusețea acestui munte și Domnul să vă binecuvinteze. Să le dea Domnul har, să le dea putere și să le dea biruință, pentru că Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări în Iisus Hristos, iar noi ducem aceste binecuvântări și le răspândim și părtășia frățească este ca roa Hermonului. Domnul să ne binecuvinteze, să întărească părtășia noastră, să împrospăteze părtășia noastră și în seara aceasta de evangelizare și să ne dea har. Ar dori să mai cântăm împreună cu grupul din loc o cântare, apoi în timpul acestei cântări ne vom pregăti pentru cuvântul Domnului, ne vom ridica să ascultăm citirea textului biblic și fratele păstor Cornel Stanciu va citi textul biblic. Dragii mei, fratele Cornel este unul dintre oamenii de seamă ai poporului lui Dumnezeu, unul dintre stâlpii Bisericii Domnului, păstorește Biserica din Moșnița Nouă și de asemenea este vicepreședintele Comunității Regionale Arad și în același timp este și păstorul nostru. Domnul să-l binecuvinteze. În seara aceasta va sta la dispoziția Domnului pentru această lucrare care nu este ușoară, să ne spună tot ce Domnul i-a pus pe inimă și Domnul să-l binecuvinteze, iar noi ne vom ruga pentru el. De aceea, după cântarea tinerilor din loc, ne vom ridica pentru a asculta citirea textului biblic, ne vom reașeza pe locurile noastre, grupul Sirion ne va mai picura câțiva picuri de rouă prin cântare care o vor cânta și apoi ne pregătim pentru mesajul Evangheliei și Domnul să ne dea har. Amin. Thank you.
citim împreună Cartea Sfântă, la Cartea Exodul, la a doua carte a Bibliei, la capitolul 33, citim cuvântul Domnului de la versetul 12 la 23, Sfintele Scripturi, pagina 98. Să ascultăm, dar cu respect, cuvântul lui Dumnezeu. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du-te poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o tihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul i-a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să mă vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Amin. Veșnic, părețul la nivel,
Aici la dumneavoastră am fost de multe ori, acum tinerii probabil că nu mai știu, că de vreo 7 ani cred că n-am fost la dumneavoastră, dar încă din anii 90, de pe vremea când Avonul era undeva acolo, știu că biserica nu mai e aia, spunea fratele înainte, ați reconstruit-o, Domnul să vă binecuvânteze, pentru că aminte că veneam cu bucurie la Boc și întotdeauna întotdeauna era biserica plină și mă aduc aminte că fratele Manciu, parcă, nu? Fratele Manciu îmi spunea, frate, ori predici până la fără 20 și întâi la fără 20 ca frate să prindă autobuzul, ori treci de fix colo spre și un sfert, parcă jumate, nu mai știu cum era. Și întotdeauna îmi propuneam să termin la fără 20. Numai că niciodată n-am reușit să termin la fără 20, pentru că se predica foarte ușor la dumneavoastră. Erau aici oameni care abia așteptau din partea Domnului cuvântul și se rugau și Domnul dădea cuvânt. Și eu cred că și în seara aceasta va fi tot la fel. De aceea îmi doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Știți, cântau frații o cântare, grupul Sirion, penultima cântare, că Domnul vine. Domnul se întoarce. Ce spuneți? Vine Domnul. Acum avem biserică frumoasă. Eu știu, ne-am mai bucurat puțin de libertatea care o avem. Vreau să vă spun, am sărbătorit sărbătorile acestea și mă gândeam la sărbători, la faptul că Dumnezeu a spus cu mii de ani înainte că îl va trimite pe Domnul Iisus Hristos în lume. Și era un popor întreg pregătit să-l aștepte. Poporul Israel știa toți că trebuie să vină Mesia. Ori atunci când cu adevărat a venit Mesia, câți au fost cei care s-au bucurat de venirea Domnului Iisus? Foarte puțini. Noi așa îi numărăm pe degetele la două mâini. Ar vrea să vă spun, Domnul Iisus Hristos spunea, ai Domnul, acum a fost atunci, se va întâmpla și atunci când va veni Domnul. Ar vrea în această seară, inimile noastre să se lege de cer, de împărăția lui Dumnezeu, de dorința ca Domnul să se întoarcă la noi, slăvit să fie numele Său. Vreau să vă spun că în seara asta am un mesaj pentru cei care își doresc cerul.
dacă ești aici în seara asta și nu ești cu gândul legat de cer și nu ești interesat de cer, mesajul nu-i pentru dumneata. Dar în seara asta Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj care să ne vorbească cum să ajungem acolo în împărăție. Cred că toți ne dorim asta, nu-i așa? O, Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Dar aș vrea să vedem în seara aceasta care sunt oamenii care vor ajunge acolo. Găsim în Cartea Sfântă, în prima carte a Bibliei, în Cartea Genezei, un om care a fost strămutat și care a ajuns în cer la Dumnezeu. Despre el spune Scriptura în Geneza, în capitolul 5, vorbește doar câteva versete și spune așa, versetul 21. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat pe Enoch pentru că a umblat cu Dumnezeu. Înțelegem că oamenii care vor ajunge în cer, în împărăția lui Dumnezeu, sunt oamenii care umblă cu Dumnezeu. Sigur, uitându-ne la omului Dumnezeu Enoch, vedem că nici el nu umbla de la început cu Dumnezeu. La 65 de ani, spune cuvântul Domnului, că a început să umble cu Dumnezeu. Și se întreabă cei care studiază Scriptura, care a fost motivul care l-a făcut pe omul acesta să umble cu Dumnezeu. 65 de ani, umbla fără Dumnezeu. Nu știu, sunt aici frați, surori care au 65 de ani. Nu știu dacă ați umblat sau nu cu Dumnezeu până acum. Dar a fost în viața lui Enoch o zi în care a început să umble cu Dumnezeu. Și spun cei care cercetează Scripturile că secretul este în numele fiului care s-a născut, Metusala. Știți ce înseamnă Metusala? Când el pleacă, el vine. Metusala a fost omul care a trăit cel mai mult pe acest pământ. Și o trăit cel mai mult pentru că Dumnezeu a dat îndurare oamenilor din vremea aceea. Dacă ne uităm și studiem, Metusala a murit exact în anul când Dumnezeu a trimis pe potopul pe pământ. Dumnezeu a dat îndurare pentru oameni. Și nu vreau să mă opresc aici, a fost doar o introducere, vreau să ajung la ceea ce am citit, la ceea ce am enunțat la început, dar Enoch, spune Biblia, că a început să umble cu Dumnezeu la nașterea lui Metusala, care înseamnă când el pleacă, el vine. Probabil că a avut o discuție Dumnezeu cu el. Și Dumnezeu a fi spus, auzi, în momentul în care fiul ăsta tău va pleca de pe pământ, va veni potopul. Așa s-a întâmplat. Când Metusala a plecat, a venit potopul. Și noi trăim vremuri în care așteptăm să se întoarcă Domnul și după aceea, sigur, se va întâmpla ceea ce a spus Scriptura, cerurile și pământul vor arde. Și noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Domnul să ne ajute să fim moștenitorilor. Dar am spus că aș vrea să vedem cum trebuie să trăim. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Pentru că ne dorim să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și am înțeles că oamenii care vor ajunge să umble cu Dumnezeu în cer sunt oamenii care umblă cu El și pe pământ. Ce înseamnă, de fapt, să umblăm cu Dumnezeu? Spun unii, păi, dacă suntem creștini, înseamnă că umblăm cu Dumnezeu. Poate așa să fie? Îl găsim pe Moise, aici sunt de vorbă cu Dumnezeu și Moise spune, Doamne, nu uita că neamul acesta este poporul Tău. Ori poporul acesta lui Dumnezeu, la un moment dat, era în situația să meargă și să umble fără Dumnezeu. Pentru că în capitolul 33, la început, găsim scris că Domnul îi spune lui Moise, mergi și cucerești țara și dă-o poporului, dar eu nu voi merge cu voi. Voi trimite un înger. Și putea foarte bine voi să spune dacă vine îngerul și dacă el va izgoni pe cei care stăpânesc țara astăzi în regulă. Dar știți ce spune Moise? Doamne, dacă Tu nu vii cu noi,
Noi nu plecăm de aici. Nu ne lăsăm să plecăm de aici. Și cred că seara aceasta va fi seara când și noi va trebui să spunem, Doamne, vrem să vii cu noi acasă. Dacă nu vii cu noi, Doamne, noi nu vrem să plecăm de aici. Fie ca Domnul să lucreze la inima noastră și la plecarea noastră să plecăm de aici împreună cu Domnul. Dar omul lui Dumnezeu Moise ne spune ceva, pentru că nu un nume pe care îl purtăm dă siguranța că noi umblăm cu Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu Moise spune aici în versetul 16 spune, cum se va ști? Trebuie să se știe. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă că, în primul rând, că trebuie să se vadă că noi umblăm cu Dumnezeu. Pentru că El spune, oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului. Umblarea noastră cu Dumnezeu înseamnă că noi vom fi deosebiți de toate celelalte popoare. Dacă noi umblăm cu Dumnezeu, asta înseamnă că trebuie să se vadă în viața noastră. Și aș vrea să mergem puțin în Scriptură și să vedem câteva lucruri care trebuie să se vadă în viața celor ce umblă cu Dumnezeu. În primul rând, Leviticul, capitolul 19, versetul 2, ultima parte, spune așa. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Cei care umblă cu Dumnezeu, în viața lor, trebuie să se vadă sfințenia. Doamne, ajută-ne să fim sfinți! Omul lui Dumnezeu spune în Cartea Evrei, în felul următor. Și aici, în Evrei, în capitolul 12, versetul 14, spune așa. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vrem să-L vedem pe Domnul, vrem să fim împreună cu El în împărăție, atunci în viața noastră trebuie să fie sfințirea. Ce înseamnă asta? Să fim puși deoparte. Trăim într-o lume în care toți trăiesc cum vor. Într-o lume în care oamenii sunt așa cum vedem. În care toți mint, toți înșală și într-o lume ca aceasta noi trebuie să fim cinstiți, să nu mințim, să spunem adevărul, să fim oameni ai lui Dumnezeu. Se poate oare asta, frați și surori? Într-o lume în care toți fac altfel, putem noi să fim altfel decât ei, să mergem contra curentului? O, Doamne, ajută-ne dacă vrem, dacă umblăm cu Dumnezeu. Asta înseamnă că viața noastră va fi sfințirea. Și chiar dacă cei din jurul nostru trăiesc altfel, vreau să vă întreb, câți oameni în vremea lui Noe au fost sfinți? Au fost mulți? Noe și familia lui. Dar în vremea în care acolo, în Sodoma, omul lui Dumnezeu își chinuia sufletul, spune Biblia. Și Lot era cel care își chinuia sufletul acolo. Au fost mulți sfinți acolo, în Sodoma și în Gomora. Avram a făcut mijlocire înaintea Domnului și Domnul nu a găsit nici măcar 10 oameni care să fie sfinți acolo. Frați și surori, dar ei au trăit sfințenia. Ei au fost sfinți în mijlocul unei lumi corupte. În mijlocul unei lumi păcătoase. Se poate ca noi să trăim sfinți într-o lume păcătoasă? O, slăvit să fie Domnul, prin puterea Lui putem. Poate că tinerii vor spune, bine, dar ăștia au fost bătrâni. Bătrânii mai ușor, ei au trăit altfel cu Domnul. Spune Scriptura că undeva într-o vale, în Valea Bucurasă, s-a lăsat un chip. Și acolo, la porunca împăratului, toți s-au plecat pe genunchi și s-au închinat înaintea acelui chip. Dar au rămas în picioare trei tineri. Trei tineri care nu s-au închinat înaintea chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul acolo. Și pentru asta, ei au trebuit să plătească. Au fost aruncați în cuptor, de ei au spus, nu ne interesează. Împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm, pentru că noi ne închinăm doar lui Dumnezeu.
Știți? De multe ori facem compromisuri. De multe ori în viața noastră trăim așa. Mi-aduc aminte că am vizitat Israelul și atunci când am intrat în Cezarea, mi se spunea că acolo, în oraș, la intrare în oraș, când cineva venea acolo, era pus chipul lui Cezar și toți trebuiau să se închine înaintea lui. Și ne spunea ghidul, care era un român, care locuia acolo, spunea evreii, care sunt șmecheri, care știu cum să tenteze lucrurile, atunci când ajungeau la intrarea porții, pentru că era acolo un ostaș de fază și dacă nu se închinau, nu puteau să intre, își se plecau și își legau cureaua de la sandale. Și atunci li se părea că ei s-au închinat și intrau înăuntru. Puteau și cei trei tineri să se închine și să spună, așa cum și noi de multe ori folosim așa lucrurile la jumătate și puteau să spună, dar noi ne închinăm, dar noi nu ne închinăm chipuri. Noi închinăm lui Dumnezeu. Dar tineri ăștia au rămas în picioare. Asta înseamnă să fii sfânt. Doamne, ajută-ne să fim sfânt, să fim sfinți. Un alt lucru care trebuie să se vadă în viața celor care umblă cu Domnul este ceea ce ne spune 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 17, spune așa: cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Adică trebuie să ne asemănăm cu Domnul. Se vede oare în viața noastră asemănarea noastră cu Domnul? Dacă suntem copiii Lui, trebuie să ne asemănăm cu El. Eu mai merg acum în biserici unde mergeam în tinerețe și noi mai cunosc pe tineri, dar i-am cunoscut părinții lor și mă uit și spun, ăla e copilul cu tare? Și se spune, da, de unde știi? Pentru că seamănă cu taică-sor. Frați și surori, aș vrea să înțelegem că noi suntem copiii lui Dumnezeu, dar trebuie să ne asemănăm cu El. Dacă umblăm cu Domnul, trebuie să se vadă în viața noastră că noi umblăm cu El, se vede oare în viața noastră asta? Citeam o întâmplare despre un copil care, un copil al străzii, care la un moment dat, plămând fiind, s-a apropiat de vitrina unui restaurant unde oamenii serveau masă acolo și și-a lipit năsucul de geam și s-a uitat înăuntru. Și o femeie cu inimă bună și-a dat seama că acest copil e plământ. O mers, l-a chemat înăuntru, dat o porție de mâncare, și în timp ce copilul mânca, s-a uitat la hainele lui porosite, la pantofii lui care erau rupți, și afară era frig. Și după ce copilul s-a săturat, l-a scos din restaurant și a trecut în magazinul de peste drum și a cumpărat un costum și a cumpărat o pereche de ghete noi. Când îi lega și rândurile la ghete, copilul a pus o întrebare și a spus, Doamnă, nu te supăra, ești cumva soția lui Iisus? Frați și surori, aș vrea să ne întrebăm vecinii noștri, colegii noștri de lucru, colegii noștri de școală, văd că noi ne asemănăm cu Domnul? Văd în noi un Iisus mai mic, spunem de sărbători că Iisus Hristos trebuie să se nască în viața noastră. Dar dacă El se naște în viața noastră, trebuie să crească. Și păstorii care au primit vestea nașterii Domnului Iisus Hristos, îngerul le-a spus, îl veți cunoaște, iată semnul după care îl veți cunoaște. Iisus Hristos trebuie să se cunoască în viața noastră. Noi trebuie să ne asemănăm cu El. Doamne, ajută-ne să ne asemănăm cu Tine. Dacă umblăm cu Domnul, sigur, atunci trebuie să ne asemănăm cu El. Apoi, un alt lucru care trebuie să se vadă în viața celor ce umblă cu Domnul este ceea ce spune Ioan, capitolul 13, versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ce spuneți? Cunosc cei din Bocșa că suntem ucenicii Domnului, adică că noi umblăm cu Domnul? Trebuie să se vadă dragostea noastră unii față de alții. Doamne, ajută-ne să ne iubim! Sigur că
Nu ne este prea greu să ne iubim. Noi, frații, avem aceleași gânduri, gândim la fel, venim la părtășie la fel. Dar cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să unim iubirea de frați cu ce? Spune Apostolul Petru, cu iubirea de toți oamenii. Noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Ce spuneți? Putem să facem asta? Doamne, ajută-ne! Dar vreau să vă spun ceva. Mai mult decât atât. Domnul Iisus Hristos spunea că trebuie să iubim și pe vrăjmașii noștri. Nu e natura noastră să facem lucrul ăsta. Dar spune Biblia că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. De aceea te rog, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. De aceea, într-o vreme ca aceasta, în bisericile penticostale sunt stăruințe după Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care toarnă în inima noastră dragostea. Și când Duhul Sfânt toarnă dragostea, viața noastră se schimbă și inima noastră se schimbă. Și dintr-o inimă rea și necredincioasă, Dumnezeu face o inimă plină de dragoste. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ascultam mărturia unui frate care actualmente e plecat în Statele Unite. Fratele acesta spunea că a crescut undeva în Ardeal și spunea el că atunci când a fost mic, a avut o experiență mai deosebită. Bunicul lui era nepocăit, necredincios și la o, de fapt, familia întreagă erau de necredincioși, la o altercație undeva în birtul satului cu un vecin. Vecinul ăsta a scos cuțitul și l-a omorât. Spunea fratele, sigur, omul acesta a ajuns la închisoare, dar o ispășit pedeapsa și s-a întors în sat. Și părinții mei mi-au spus atunci când îl vezi pe omul ăsta pe stradă, pe o parte, tu treci pe partea cealaltă. Nu cumva să îl saluți vreodată. Omul ăsta a adus nenorocirea în familia noastră. Și spunea fratele, toate au fost în regulă, am ascultat pe părinții mei, dar ce s-a întâmplat a fost faptul că bunica mea s-a pocăit. Și după vreme când omul acesta, simțind apăsarea păcatelor, s-a pocăit și el, s-a dus la biserică. Și spunea, bunica care mă iubea, m-a dus împreună cu ea la biserică. Și la final de tot, când am plecat, bunica s-a apropiat de omul ăsta și a dat pacea Domnului cu el. Și spunea, fratele, iubeam pe bunica. Și ea mă iubea pe mine. Dar n-am înțeles-o. Cum poate bunica să dea mâna cu omul care a omorât soțul? Spune, frate, n-am înțeles până într-o zi. Într-o zi când venim la Timișoara, student, undeva în Biserica Philadelphia, în vremea aceea era un obicei ca duminica să se anunțe cine e la spitalul județean în Timișoara și să fie vizitat de tineri. Era obiceiul ca tinerii să meargă să viziteze pe cei bolnavi. Și spunea, fratele, într-o duminică dimineața am aflat că din satul meu este cineva în spitalul județean din Timișoara. Și sigur că am fost primul care a vrut să merg să-l vizitez, să văd cine lui. Și am mers împreună cu grupul de tineri la spital. Și când am intrat în salonul în care ni se spunea că e fratele ăsta, sigur am intrat primul, că eu trebuia să-l cunosc pe omul ăsta. Spunea, frate, în momentul în care am deschis ușa salonului și am intrat, undeva pe patul lângă geam, era omul pe care niciodată nu l-am salutat. De-aia, fratele, am făcut câțiva pași, am simțit că ceva se prăbușește în adâncul meu. Și am simțit că îl iubesc, m-am apropiat de el. El s-a ridicat de pe pat, a pus capul pe umărul meu și am plâns împreună. Am simțit că îl iubesc cu adevărat. Știți cine face asta? Duhul Sfânt. Doamne, lasă Duhul Sfânt în viețile noastre. Oamenii care umblă cu Dumnezeu, frați și surori, iubiți creștini, iubiți prieteni, oamenii care umblă cu Dumnezeu, își pot iubi și pe vrăjmașii lor. Doamne, ajută-ne să facem asta. Apoi, vreau să trec foarte repede, încă un gând mai am aici, oamenii care umblă cu Dumnezeu, viața lor e schimbată, dar nu doar viața lor, e schimbată până și vorbirea lor. Îl găsim pe omul lui Dumnezeu, Petru, atunci când în casa marelui preot, Domnul Iisus Hristos este judecat. Și se apropie de el o slujnică și spune, și el este unul dintre ei.
Și Petru spune, nu-L cunosc. Și la un moment dat, spune Biblia, peste puțin timp, versetul 73 din Matei 26, peste puțin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială, că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Petru umblase 3 ani și jumătate cu Domnul și vorba lui a fost schimbată. Frați și surori, vreau să ne întrebăm în această seară, umblăm cu Domnul, se vede asta în trăirea noastră? Se vede asta în vorba noastră? Vede familia noastră lucrul acesta? Știu, cunosc vecinii noștri că vorba noastră e schimbată, că noi suntem alți oameni. Pe Petru l-au recunoscut și au spus, poți să spui ce vrei, vorba ta te dă de gol. Doamne, vrem să umblăm cu Tine din ziua asta. Vrem să pleci cu noi, să vii cu noi în casele noastre. Dar am vrea casa să se vadă. Să vadă cei din casa noastră. Sau primul gând pe care l-am avut. Dar dacă primul gând este că umblarea cu Dumnezeu trebuie să se vadă, noi o să avem un alt gând din textul pe care l-am citit și în care să vedem că umblarea cu Dumnezeu aduce beneficii. Pe lângă faptul că umblarea cu Dumnezeu ne duce în împărăția lui Dumnezeu, pentru că spuneam de la început, oamenii care umblă cu Dumnezeu aici vor umbla cu El și în împărăție, umblarea cu Dumnezeu aduce anumite beneficii și vreau să privim la textul pe care l-am citit în această seară și să vedem care sunt câteva beneficii din textul acesta, sunt mult mai multe, pe care ni le dă umblarea cu Dumnezeu. În primul și primul rând, versetul 14 spune, Domnul a răspuns lui Moise, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Oamenii care umblă cu Domnul primesc odihna. Doamne, ajută-ne și dăruiește-ne și nouă odihna. Nu știu cum stați cu odihna, pentru că am citit o statistică și spune că o mare parte din români suferă de insomnie. Adică se pun că seara obosit se trezesc dimineața mai obosit. Nu știu cum stați cu odihna. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu promite oamenilor care umblă cu El să le dăruiască odihnă. Omului Dumnezeu, David, spunea în cartea Psalmilor, în capitolul 4, eu mă culc și adorm în pace, pentru că Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Și să știți că David n-a scris psalmul ăsta atunci când era undeva în palatele lui, în Ierusalim. A scris acest psalm când fugea de Absalom. Și putea foarte bine David să spună, Doamne, eu mă culc. Dar stau să mă gândesc, dacă noaptea asta, dacă mâine vine Absalom și ne ajunge din urmă, dar David spune, Doamne, eu mă culc. Și adorm în pace. Nu știu cum te culci și nu știu cum adori, dar vreau să-ți spun că Dumnezeu promite oamenilor care umblă cu El să le dea odihnă. Și astea nu sunt povești. Găsim în Scriptură pe omul lui Dumnezeu Petru, pus în temniță, legat la mâini și la picioare. Lângă el, 4 cete de câte 4 ostași îl păzeau foarte bine. Și spune Biblia că biserica se roagă pentru Petru. Dumnezeu hotărăște să le libereze. Și trimite un înger să scoată din temniță. Și când vine îngerul, cum îl găsește pe Petru? Speriat? O, nu, spune Biblia, dormind. Păi cum să dormi în temniță? Cum să dormi pe piatra rece a temniței, legat la mâini și la picioare, când alții nu pot dormi în paturi cu apă și cu tot felul de mirodenii și Petru doarme în temniță. De ce dormea Petru? Îl aștepta a doua zi moartea, a doua zi îl aștepta execuția și Petru este liniștit, în inima lui este odihnă, pentru că Domnul dă odihnă, slăvit să fie numele Său. Îți dorești odihnă? Soluția este să pleci de azi înainte și să umbli cu Domnul, pentru că Domnul promite celor ce umblă cu El să le dăruiască odihnă. Apoi, cuvântul Domnului ne mai spune ceva. Versetul 17 spune așa, Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce ce acum. Și ce înseamnă asta, frați și surori? Ca Domnul îți asculte rugăciunea. Dacă mergi cu Domnul,
Domnul promite să-ți asculte rugăciunea. Poate că vei crede că te descurci. Dar vreau să spun că s-ar putea să vină momente grele în viață. Momente în care n-ai cine să te mai ajute. Domnul promite să-ți asculte rugăciunea. Și vă spun din nou, astea nu sunt povești. Stau înaintea dumneavoastră. Anul acesta se vor împlini 4 ani. De când am primit un diagnostic care m-a îngrozit și îngrozește pe toți care îl primesc. Cancer, metastază, stadiul 3 din 4. N-a fost simplu. Am trecut prin operație, prin chimioterapie, dar pentru că Dumnezeu își ține promisiunea, aleluia, pentru că Dumnezeu a promis să ne asculte rugăciunile, astăzi sunt aici și vă predic dumneavoastră Evanghelia, pentru că Dumnezeul nostru trăiește și Dumnezeu promite să ne asculte. E adevărat că eu, personal, nu m-am rugat prea mult pentru tămăduire. Momentul în care am primit diagnosticul, m-am pregătit pentru plecare și mi-aduc aminte că în timp ce făceam chimioterapie, am avut un prieten în Spania care m-a sunat și m-a întrebat ce faci, Cornel. Și am spus, îmi fac bagajele, mă pregătesc de plecare. Și fratele ăsta mi-a spus, dar nu vorbi așa, că oricare dintre noi putem pleca. Și vă spun aceste lucruri pentru că e adevărat, oricare putem pleca. În săptămâna aceea, fratele ăsta lucra pe șantier. A căzut jos și în câteva minute a plecat din lumea asta. A plecat în veșnicie. Eu am predicat la înmormântarea lui. Iubiții mei, nu știm când plecăm de aici. Dar ceea ce știm este că trebuie să fim gata. Această seară vreau să vă spun că oamenilor care umblă cu Dumnezeu, Dumnezeu promite să le asculte rugăciunea. Nu promite să mergem doar pe flori în cer. Nu ne promite asta. Dar promite ca mijlocul încercărilor să fie cu noi. Slăvit să fie El în veci de veci. Sigur că uneori când trecem în încercare, nu-i simplu. Și uneori clacăm. Mă duc aminte, am învățat multe lucruri din această experiență pe care am avut-o. Unul dintre gândurile pe care vreau să vi le spun este că atunci când s-a auzit despre boala mea, au fost multe biserici care s-au rugat, sigur, biserica noastră a intrat în post și rugăciune, familia, a stat înaintea Domnului și am primit o veste de la frații de la Bicov. Unul dintre păstori, i-a spus unui frate, un prieten de-a meu de acolo, i-a spus, spune lui Cornel că-i vremea să trăiască ceea ce-o predicat. Și am înțeles atunci că la final este important să trăim ceea ce spune cuvântul, ceea ce predicăm, pentru că m-am străduit să predic cuvântul lui Dumnezeu. Dar au fost scrite grele și vă mai rețin puțin. Iar cu o altă experiență pe care am avut-o după prima ședință de chimioterapie, eu n-am crezut că să fie așa de greu. M-am crezut întotdeauna un om tare, un om care nu mă aplec așa ușor. Dar după prima ședință, știu că a venit fata noastră cea mai mică, care locuiește tot în Moșnița, a venit de la serviciu, a intrat pe la noi și a făcut o rugăciune. Pe mine m-a surprins cum s-a rugat fiica mea. A spus, Doamne, îmi vreau tata înapoi. Ăsta nu-i tata meu. Îmi vreau tata înapoi. Am înțeles cât de mult m-a schimbat încercarea. Și atunci m-a rugat și am spus, Doamne, nu știu când plec, dar vreau, te rog, să mă ajut să plec așa cum am trăit. Doamne, ajută-mă la aceasta. Îi mulțumesc Domnului că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. A ascultat rugăciunea familiei, a ascultat rugăciunea bisericii noastre și bisericilor care s-au rugat pentru mine. A spus, beneficiile umblării noastre cu Dumnezeu este că Domnul promite să ne dea odihnă. Domnul promite să ne asculte rugăciunile, dar vreau în timpul care ne-a mai rămas să ne vedem încă din textul pe care l-am citit, încă câteva beneficii pe care Domnul le promite. Versetul 21 spune așa, Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Ce înseamnă
să stai pe stâncă. Spunea cineva, a fost dată o temă odată, pentru un tablou care să simbolizeze cel mai bine pacea și liniștea. Spunea că toți au pictat fiecare ce au crezut, unul în apus de soare, alții o mare liniștită și un pictor a pictat o mare învolburată cu un valuri foarte mare. Și în mijlocul mării o stâncă și pe stâncă un porumbel care stătea liniștit. Asta înseamnă ca Domnul să ne pună pe stâncă lângă El. Iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Dacă mergi cu Domnul, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent dacă într-o parte e război, în altă parte sâmbește pandemie și de alte lucruri, pe noi nu ne sperie nimic, pentru că noi ne încredem în Domnul. În inima noastră este pacea, pacea care vine de la El. Și Domnul să ne dăruiască această pace. Dar nu poate să ne dea această pace decât atunci când umblăm cu El. M-a adus aminte acum de o altă experiență pe care am avut-o când eram internat în spital înainte de operație, chiar era un salon împreună cu mine un ofițer de poliție de undeva din Arad, un inginer silvic de undeva de la Făget și un fost primar din Oltenia și se discută, știți cum se discută, toți erau speriați. Ofițerul deja era operat și trebuia să plece acasă. Ceilalți, inginerul, trebuia să fie operat de fier. Și era atât de speriat. Eu urma ca a doua zi să fiu operat. Și mi-aduc aminte că în dimineața aceea eu trebuia să intru în operație și după aceea să fiu dus la reanimare. Și ofițerul trebuia să plece acasă. Dar în dimineața aceea s-a pus lângă mine pe pat, m-a spus: Domnul Cornel, eu plec până te întorci dumneata, dar vreau, te rog ceva, spune o rugăciune în dreptul meu. Omul ăsta a văzut că eu am pace, a văzut că am un Dumnezeu în care mă încred, că nu mi-e teamă de plecare, că nu mi-e teamă de nimic, pentru că în inima mea era pace. Este pace în inima dumneitale? Dacă în seara asta vei pleca împreună cu Domnul, El lasă pacea Lui în inimă. Mi-aduc aminte de un prieten pe care l-am avut asta înainte de a trece eu prin experiența asta, din Oradea. A fost un om deosebit. Și într-o zi s-a îmbolnăvit de cancer. A fost în stadiu foarte avansat. A plecat la Târgu Mureș și am auzit despre el. L-a sunat pe fratele lui și am spus: auzi, ar putea să vorbesc cu Ghiță? Nu-l deranjez dacă îl sun. Și a spus: cred că ar fi foarte important pentru el să-l sun. A stat cu telefonul în mână și mă gândeam, ce să-i spun unui om care așteaptă plecarea. Și la un moment dat am sunat. Și când am sunat, când a deschis telefonul, contrar a ceea ce mă așteptam eu să aud, a fost o voce plină de bucurie, plină de pace. Sus: pace, frate Ghiță, pace, frate Cornel. Ce faci, frate Ghiță? Slăviți să fie Domnul. Stau împreună cu colegii mei din salon și le spun despre Domnul meu. Și a spus: dar frate Ghiță, cum ai ajuns aici să fii atât de bucuros de plecarea ta? O să văd că n-am fost răcutit așa. O să spun că în momentul în care am primit vestia, au fost zile și nopți în care am stat înaintea Domnului. Și am spus: Doamne, de ce tocmai eu? De ce eu, Doamne? Eu am făcut aia, am făcut aia și oricum o știam în casa lui. Ori mâncat copii, orfani, creștea o fată orfană și mulți oameni nevoiași ori trecut prin casa lui și eu am ajutat, a fost un om deosebit. Și-a spus: Doamne, de ce tocmai eu? Și-a spus: până într-o noapte, într-o noapte spre dimineață, am auzit vocea Domnului care mi-a spus: Ghiță, de câte ori ai cântat în biserică cântarea mi-e dor de veșnicie ca ranii de balsam? De ce acum când vreau să te chem acasă te tulburi? Și spunea: fratele, în momentul acela viața mea s-a schimbat, tulburarea din inima mea a plecat, mi-am trezit soția și copiii și i-am salutat și i-am spus: eu voi pleca la Târgu Mureș, nu cred că mai mă întorc înapoi, dar vreau să vă spun ceva, mă aștept în împărăție, mă duc în împărăția lui Dumnezeu, asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu.
Dumnezeu. Asta înseamnă că Domnul să-ți naște pacea în inimă. Noi avem o cântare care spune: în orice clipă în viața mea, eu stau liniștit pe stâncă, să fie nori, furtună grea, în El am pace adâncă. Poți să stai pe stâncă liniștit? Dacă în seara asta ai plecat împreună cu Domnul, Domnul promite să-ți dea pacea Lui pe inima ta, să te pună pe stâncă. Dar nu doar pe stâncă, spune Biblia aici, te voi pune în crăpătura stâncii. Adică te va pune pe stâncă, dar îți va asigura și protecția. Te pune în crăpătura stâncii și își întinde mâna peste tine. Asta înseamnă că Domnul ne asigură protecția. În coasta Domnului Iisus Hristos, în stânca de viacul, care este Hristos, ostașul roman, a făcut o crăpătură și acolo suntem noi puși, slăviți să fie numele Său. În partele noi sunt să bate numele noastre, glorificat să fie El, și El ne asigură protecția. Noi suntem acolo și El ne protejează în fiecare zi, glorificat să fie El. Mâna Lui ne călăuzește. Este încă timp, vreau să mărturisesc încă o experiență pe care am avut-o de când am văzut la dumneavoastră în urmă cu 6 ani, cred că va fi anul ăsta, 5 sau 6 ani, a fost împreună cu tinerii din biserica noastră în India. Am vrut să facem acolo un orfelinat. Sigur a fost o lucrare care Domnul a întors puțin lucrurile, dar mulțumim Domnului. Ceea ce vreau să vă spun este că Domnul ne-a călăuzit. Domnul promite că ne pune pe stâncă, dar ne pune crăpătura stâncii. Și împinge mâna peste noi și ne călăuzește. Și în orice clipă El este cu noi. Am ajuns într-un oraș mare din India, într-un oraș de vreo 6 milioane de locuitori. Și când am ajuns în aeroport, acolo trebuia să ne întâlnim cu un păstor de acolo din India, care făceam lucrarea în zona aceea acolo. Și am coborât din avion, așteptam să ne întâlnim cu păstorul respectiv. A trecut o jumătate de oră, a trecut o oră și păstorul nu a venit. Am ieșit afară din aeroport și am așteptat din nou încă o jumătate de oră, mai bine. Unul din frații care erau cu noi a zis: eu sun să văd ce se întâmplă. Avea vreo 50 de euro pe cartelă, o sunat, dincolo a răspuns o femeie și a apucat să spună alo, alo, i-au spus ceva în indiană și s-au terminat banii. Și fratele a spus, o să cer de la cineva un telefon. A spus, o doamnă, eu cer un telefon și a spus, dacă puteți să... Femeia a fost foarte binevoitoare, i-a dat telefonul, numai că femeia vorbea indiană și nu se putea înțelege cu ea. A dat telefonul înapoi la doamna și ne-am așteptat pe bancă, la intrare în aeroport. S-a stat acolo pe bancă și la un moment dat a venit un domn și s-a așezat, adică a stat în picioare în fața noastră și a spus, domnilor, aveți nevoie de ajutor? Și-a spus, sigur că da. I-am explicat că trebuia să ne întâlnim cu cineva. Persoana respectivă nu a venit. Am sunat, dar cine a răspuns vorbea indiană și noi l-am înțeles. Și unul a fost binevoitor și a spus, o să sun eu. Și a sunat el. Și ne-a spus ce a vorbit cu femeia. Era soția pastorului. El plecase să ne întâlnească, dar și-a lăsat telefonul acasă. Și spunea omul acesta, o să sun, a spus femeia, soția păstorului, o să sun să văd ce s-a întâmplat, unde este, unde nu a ajuns, trebuia să ajungă. Și mă sunați după aceea și o să vă spun ce se întâmplă. O sunat după ceva vreme și a spus, da, el este plecat, doar că el a mers la aeroportul de sosiri internaționale. Noi făcusem escală în Mumbai și am venit de la zboruri interne în alt aeroport și nu ne puteam întâlni cu el. Dar în timp ce așteptam ca să sune sora respectivă, eu m-am uitat, el s-a pus lângă mine și m-am uitat pe telefonul lui și am văzut câteva poze. Și a spus, fraților, eu nu știu engleză, i-am spus, să știți că ăsta e creștin. Și s-a spus să fie creștin. În India sunt peste 1,1 miliard de locuitori. Sunt doar 3% creștini din cei 1,1 milioane de locuitori. Sunt imposibil să fie creștin. Și fratele l-a întrebat, cel care vorbea engleza, l-a întrebat, sunteți creștini? Și în momentul acela
lacrimile au căzut pe ochi și au spus, da, Dumnezeu mi-a spus să vin la aeroport, că sunt oameni care au nevoie de mine și m-am găsit pe voi. Asta înseamnă ca Dumnezeu să vină cu noi, să ne conducă în fiecare zi, slăvit să fie numele Său, să te pună în căpătura stâncii și să te ajute. Și acolo am avut multe experiențe. Am văzut mâna Domnului care ne-a păzit la un moment dat, pentru că Domnul a făcut o lucrare, Domnul ne-a chemat acolo, ne-a rugat în fiecare seară, predicam Evanghelia pe străzi și ne-a rugat pentru oameni demonizați, pentru oameni bolnavi. Într-o zi am fost chemați, într-o seară am fost chemați într-o familie și era târziu, ora 2 noaptea, nu ne-am mai dus în familia aia, dar la a doua zi, când aveți șantier, am fost chemați să mergem în acea familie. Și când am ajuns acolo, era o curte mare, plină cu oameni. Și n-am știut ce se întâmplă, dar undeva în mijloc era un bărbat, undeva la 20 și ceva de ani, erau vreo alții 4-5 care îl țineau de mâini și nu puteau să-l țină. În momentul în care noi am intrat în curte, l-au dat într-o parte și în alta și am înțeles că trebuie să ne rugăm pentru omul acela. Sigur, noi vorbiserăm, știam unde mergem, vorbiserăm cu biserica noastră, i-am sunat și i-am spus, noi mergem într-o lucrare, susțineți-ne în rugăciune, că va fi o luptă foarte mare. Și Domnul se dea izbâna. Și în momentul în care ne-am rugat pentru omul acela demonizat, sigur, ar fi trebuit probabil să facem ce-a făcut Domnul, când i-a scos pe toți afară din casă. Noi ne-am rugat și eram acolo plin de oameni. Și în momentul în care noi ne-am rugat pentru el și porunceam Duhului necurat să plece, femei din mulțime au început să cadă. Să trebuie să mergem să ne rugăm pentru ele, până când au fost eliberate. Dar, la un moment dat, unul dintre frații, cel care vorbea engleză, s-a apropiat de el când ne-am întors la el și i-a spus Duhului necurat, get out, ieși afară. Și Duhul ăsta necurat mi-a spus, no speak English, nu știu engleză. Și în momentul ăla, eu, care atât am știut și eu ce au vorbit, i-am spus, ești un mare mincinos. Tu știi ce vorbesc eu. Și atunci mi-a spus în limba română, eu nu știu românește. Ne-am speriat toți, dar Domnul a dat o mare izbândă. Și pentru că Domnul a dat o mare izbândă, indușii din locul acela mi-au căutat și au pus să ne omoare. Dar Domnul ne-a păzit. Este o istorie mai lungă, nu vreau să lungesc. Vreau să vă spun că Domnul promite că dacă umblăm cu El, ne pune pe stâncă. Aleluia. Și nu doar pe stâncă, ne pune în crăpătura stâncii și își întinde mâna peste noi și ne protejează, slăvit să fie numele Său. Dar umblarea cu Dumnezeu, iubiți frați și iubiți prieteni, trebuie să se vadă. Și asta se va vedea în dragostea noastră, se va vedea în umblarea noastră, se va vedea în sfințenia noastră. Apostolul Petru spune, fiți și voi sfinți în toate lucrurile, în toată purtarea voastră. În toată purtarea noastră trebuie să se vadă sfințenia. Vrem să plecăm împreună cu Domnul în această seară. La final, în rugăciunea de final, îi vă spune Domnului, Doamne, vrem să vii cu noi. Poate că în casa ta este nevoie de pace. Poate că în casa ta este nevoie ca să vină Domnul cu tămăduire, cu vindecare. Este nevoie ca Domnul să asculte rugăciunea. Dar Domnul face lucrul ăsta în momentul în care El vine cu tine, El stă la ușa inimii tale și bate. Nu forțează să intre înăuntru. Dacă deschizi ușa, spune Biblia, noi vom intra, vom veni la El, vom cina cu El și El cu noi. Vrei să cineze Domnul cu dumneata în seara asta? Domnul poate, dar în seara asta, la plecare, va trebui să spui ca și Moise, Doamne, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Umblarea cu Dumnezeu trebuie să se vadă. Să vede aici și atunci va fi o umblare veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Dar nu doar în împărăție. Domnul are beneficii pentru noi și aici. Doamne, dăruiește-ne aceste beneficii. Ajută-ne să umblăm cu Tine. Și dacă noi vom umbla cu El, ești sigur, își ține promisiunea. Domnul să ne ajute să plecăm de aici împreună cu El. Amin.
tare să plecăm împreună în legătură cu text. Privești ca Moise prin pustie, iudor și ținte animați, călătorim spre veșnicie, copii bătrâni, surori și frați. Iar corul spune, căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt locaș precum de mult profeții au spus, un paradis fără de lacrimi și durere, unde împărat este Iisus, slăvit să fie Domnul. Amin. De boli, de moarte și război, căutăm o altă împărăție, fără de grijuri și de voi, căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt locaș, pe cum de am spus un paradis fără de lacrimi și durere, unde împărat este Iisus. Căută seara aceasta Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod așa de minunat despre
a umbla în prezența lui Dumnezeu. Dacă până aici am umblat apăsați de gânduri, de problemele noastre, de conjunctura în care noi trăim, de condițiile acestui pământ și acestei luni, dorim ca în seara aceasta Dumnezeu să ne umple de slava Lui, de putere, să ne ridice orice povară și Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, să ne îndrepte privirea spre El. Pentru că Domnul i-a spus lui Moise, te voi face să vezi slava mea. Și Dumnezeu dorește să ne facă să vedem slava Lui. Dar să ne rugăm, Doamne, desprinde-ne de pământul acesta și îndreaptă-ne privirile spre Tine. Să lăsăm, dar înaintea lui Dumnezeu, orice povară și să cerem eliberare, izbăvire, vindecare, protecție divină și Dumnezeu să lase harul Lui. Aș dori să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze în continuare pe cei care sunt bolnavi. Aducem înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să se îndure de fratele Alin. Ne rugăm ca Domnul să se îndure de fratele păstor Nelu Filip. De toți cei ce sunt bolnavi, Dumnezeu să se atingă de ei. Dumnezeu să le dea vindecare. Și Dumnezeu să lase biruință. Amin. Ne vom ruga pentru frații noștri care ne-au slujit. Te încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Domnul să le dea biruință în continuare, să vestească Evanghelia, să ducă prospețimea Hermonului cu ei și binecuvântarea Cerului prin slujirea lor. Ne rugăm pentru fratele păstor, pentru fratele Cornel, Dumnezeu să-i dea sănătate de plină, putere de a sluji, să-i binecuvinteze Domnul familia și pe fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Intrăm în rugăciunea aceasta cu toată adunarea.
și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh